Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia vărsător. Etalarea se referă la perioada 15-21 aprilie 2024 și am să interpretez cu drag pentru voi, prin intuiție, mesajele cărților de oracol tarot. Vă invit și pe voi să vă deschideți această intuiție nativă și poate să găsiți răspunsurile la preocupările voastre personale. Poate că există anumite întrebări la care doriți răspunsuri sau efectiv un scop de divertisment, da? Puteți urmări această etalare. Eu am să aprind o lumânare, așa procedez de obicei, pentru sănătatea tuturor, pentru sănătatea noastră a tuturor și a celor dragi nouă, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. Vom lua fiecare pachet în parte cu energii generale, iar spre sfârșitul etalării vor fi acele mesaje individuale pentru fiecare zi în parte. Hai să vedem, pentru dragile doamne și dragii domni vărsător, cum începe etalarea, ce energie aveți? O ușoară anxietate, ori a voastră, ori a unei persoane dragii vouă. Anxietatea reprezintă o temere fără motiv. Poate că e important să identificați acea temere, să modificați acea temere, să o priviți din perspectiva mai multor temeri, mai micuțe, să lucrați pe ele sau să susțineți emoțional o anumită persoană. Am numărul 18, care poate reprezenta o vârstă, dar și un interval orar între 1 și 8 și ora 18 sau ora 9. Poate este cineva de 81 de ani, da, este, cum să vă spun, o carte care spune să încercați să integrați, da, să integrați acceptând situația respectivă și hai să vedem, pentru că există și aspecte pozitive, așa este simbolul Yin și Yang. În orice lucru foarte bun există și o fărâmă de rău și în orice lucru foarte rău există și o fărâmă de bine. Hai să vedem totuși mai departe. Văd aici o independență, da, cartea are numărul 4, poate ora 4 să fie importantă. Independența se referă la solitudinea sănătoasă de care aveți nevoie pentru a putea să vă ascultați propriile gânduri. Independența vorbește de dorința voastră de a nu depinde de anumiți, nu știu, de situații în care să fiți, cum să spun, să depindeți, da, de ajutorul cuiva sau, da, aveți poate această temere și nu trebuie, pentru că cu siguranță există persoane la care să apelați, care să fie alături de voi, așa cum se poate, cu o vorbă bună, poate chiar cu un suport. Deci nu vă temeți să fiți independenți, dar totodată nu ezitați să apelați la cei dragi vouă, pentru că veți avea surpriza plăcută, dragii mei, să vedeți că veți primi empatie, veți primi chiar suportul. Hai să vedem al treilea mesaj pentru zodia vărsător. Pentru dumneavoastră, văd cu numărul 4, o renunță prompt la orice formă de agresiune. E foarte adevărat că sunt persoane care uneori vin spre noi și ne iau așa pe sus. Poate e bine să puneți limite, poate e foarte important să acceptați că uneori oamenii pot avea o părere diferită sau oamenii pot reacționa diferit. Important e să vă centrați pe voi, să acceptați ce se întâmplă, să evitați persoanele recalcitrante și voi la fel, chiar dacă e o agresiune pasivă, da, pasiv-agresiv, așa e expresia aceea, în care există o furie latentă, încercați să vă relaxați, să vă calmați, să dați drumul ca la oala cu presiune, încet, puțin câte puțin nemulțumirilor, pentru ca o agresiune verbală sau chiar mai rău una fizică să fie evitată, dragii mei. Mergem acum mai departe să vedem ce expresie, ce mantră vă este utilă. Avem aici, iată, un exercițiu bazat pe respirația adâncă. Spune, respir adânc și îmi dau voie să mă relaxez.
întregul corp mi se calmează. Da, probabil că veți fi mai tensionați și va conta foarte mult să meditați, să aveți exerciții de mindfulness, adică ancorare aici și acum. Poate vă deranjează aspecte din trecut sau poate sunt aspecte din această săptămână. Calmarea și relaxarea par să fie obiectivul numărul 1 al conștientului dumneavoastră, dar și al inconștientului. Hai să continuăm, dragii mei. Avem și pachetul de cărți de joc. Iată, două mesaje deja au ieșit, le voi considera independente. Aveți o bucurie mare după o supărare, o supărare pe care deja ați trăit-o sau ați putea să o trăiți în săptămâna 15-21 aprilie 2024. Acest 10 de inimă roșie, 10 de cupe sau bucuria mare vine, dragii mei, să rezolve o supărare pe care voi o aveați, o manifestați. Hai să vedem, să vedem la ce se referă cărțile, da? Să extragem cele 7 cărți într-un mod aleator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, ce evenimente, ce persoane interacționează cu voi și văd într-adevăr o veste bună pe care o puteți primi, dragi doamne și domni în Zodia Vărsător, în perioada 15-21 aprilie, la ceas de zi, până în asfințit sau în prima parte a zilei. Poate să vină vestea bună, fie de la o instituție de stat sau particulară, fie de la o persoană cu ochii verzi sau albaștri, ori de la cineva care este în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător. Puteți fi chiar voi, dragi domni vărsători. Mai văd un partener sau un colaborator, un prieten, un membru de familie, care este fie șaten cu ochii căprui, fie din taur, fecioară, capricorn. Iar la ceas de seară, dragii mei, văd foarte frumos acest drum, o invitație poate să fie din partea unora sau persoanelor și văd, iată ce frumos, fie o doamnă din rac scorpion pești, fie doamna șatenă blonduță cu ochii căprui sau deschiși la culoare, cu bucurie în casa voastră, da? Și poate fi la ceas de seară această bucurie. Bun, hai să continuăm, să vedem. În planul amoros, da, care este energia capricornilor, care este energia persoanei la care vă gândiți, alchimia relației voastre și pot să văd așa, iată, că veți face un efort. Acest efort este fie din partea copilului vostru interior, da, și aveți o relație vindecătoare în care partenerul, partenera, da, și cu voi, vă îngrijiți de amintirile poate mai neplăcute din copilărie și sunteți pe rând părinți și copii, dar pot fi copiii voștri sau pot fi copii din alte relații și pentru aceștia veți face un efort. Cartea spune să faceți toți pașii pe care vă veți simți ghidați să-i faceți la un moment dat. Mergem mai departe, dragii mei, și iată ce frumoasă carte are persoana dragă. Poate este dependentă de voi. Spun frumoasă pentru că, în general, oamenii dependenți de alți oameni poate sunt mai iubitori, sunt mai atașați. Dar sper să nu fie o toxicitate, dragii mei. Deci viața amoroasă este însă afectată, posibil, de aceste adicții. Dar pot fi și vicii, de exemplu, nu știu, consumul de alcool sau un consum de anumite substanțe în exces, da? Ori persoana aceasta muncește prea mult sau încearcă să manipuleze, să aibă controlul banilor, a situațiilor, da? Hai să vedem acum alchimia. Alchimia, iată, depinde de o eliberare din niște prejudecăți și mentalități. Deci veți avea parte poate de un cuplu foarte, foarte unit. Dacă fiecare din voi vă veți ajusta puțin și așteptările și veți prelua controlul
propriei vieți. Nu vă veți mai lăsa manipulați, da? Nu veți mai încerca să săriți etape sau să, sau să manipulați la rândul vostru. Să vedem acum ce alchimie, despre ce alchimie relațională ne vorbește acest pachet tarot al iubirii. Și văd într-adevăr un succes benefic în mod divin integrat la care luptați și la care munciți, pentru care munciți fiecare dintre voi. Succesul vostru individual aduce și în cuplu o altă atmosferă. Da, doi oameni prosperi, doi oameni echilibrați au parte într-adevăr de o relație destul de echilibrată și de succes până la urmă. Și nu în ultimul rând, dragi doamne și domni vărsători, vom vedea de luni până duminică mesajele cărților. Vorbim de ziua de luni, 15 aprilie, cu un rege de cupe care aduce împăcări, armonizări diverse. Regele de cupe poate fi o persoană din rac, scorpion, pești. S-ar putea voi, dragi vărsători, bărbați, fiind să fiți iubiți, tați, grijulii, să fiți frați, sufletiști. Deci este această parte bărbătească care are un sfat bun, care da, vorbește de prosperitate, vorbește despre o împăcare și o însănătoșire totodată. Foarte frumos început de săptămână. Marți aveți turnul, o discuție lămuritoare cu o persoană din zodia Berbec sau pur și simplu este da, o discuție așa foarte tăioasă care vă determină să refaceți o conexiune, da, care poate duce la anumite clarificări, dar sunt o binecuvântare mascată pentru dumneavoastră. Da? Hai să continuăm cu ziua de miercuri și văd un nou de bâte. Vă resimțiți, sunteți epuizați, voi duceți greul ori la locul de muncă, ori în relații, ori pe partea cu sănătatea, ori cu finanțele. Da? Hai să mai continuăm, să vedem miercuri ce va duce. Miercuri va duce protecția divină, va duce de asemenea puterea unei căsătorii, a unor tradiții, respectarea acestora. S-ar putea să fie și o persoană din zodia Taur care să vă acorde suport și ocrotire. Am ajuns la ziua de vineri, da? Și cu acest rege de bâte văd multă iubire, văd stabilitate și siguranță în relațiile amoroase, poate parteneri din Berbec Leu Săgetător sau voi sunteți bărbați iubitori și plini de, da, de pasiune pentru partenerele dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, da, sâmbătă și duminică, sâmbătă cu 7 de monede, sunteți ușor nemulțumiți de rezultatele care nu reflectă efortul destul de mare, dar cartea spune că sunteți și dispuși să continuați, să depuneți o muncă ce vă poate spori acești bani, dar vă interesează partea materială. Iar duminică, pe această regină de spade o văd ca pe o instituție particulară sau de stat la care poate mergeți, dar și o răceală pentru în sentimentele unei doamne, fie că sunteți din vărsător sau este o parteneră din vărsător, gemeni sau balanță. De obicei, această regină de spade face dreptate, află adevărul, dar clarifică lucruri și totodată poate că scutură pe cineva așa, da? Este aici cineva care se teme de o astfel de atitudine, da? De învingătoare. Este o femeie, regina de spade, care nu se lasă ușor, nu e cucerită ușor. Oamenii ajung la un moment dat să, nu neapărat să o urască sau să o disprețuiască, dar este o persoană mai puțin sentimentală, aș zice eu. Rămâne însă să vedeți exact cu cine aveți voi de-a face. Eu sper să rezonați într-un număr cât mai mare cu tot ce a fost spus bun aici. Vă doresc o săptămână deosebită. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag. Doamne ajută să vă meargă bine, da, toate cele bune, să aveți grijă de voi. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți în comunitatea Agapia Tarot. La revedere, pa, pa!